Municipiul Suceava înregistrează o ușoară creștere a infracțiunilor stradale sesizate, se precizează în Planul de Ordine și Siguranță Publică, prezentat de Poliția Locală. Faptele de încălcare a normelor legale privind liniștea și ordinea publică sunt comise de regulă seara și pe timpul nopții, ca urmare a unor certuri în familie sau scandaluri în baruri și în stradă. În anul 2022, în comparație cu anul anterior, în municipiul Suceava s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor stradale sesizate de la 430 la 480. Datele sunt prezentate în planul de ordine și siguranță publică în municipiul Suceava, care urmează a fi aprobat în ședința de joi 18 mai a consiliului local și în care se precizează că 11 dintre aceste infracțiuni au fost descoperite în flagrant, cu 5 mai multe, iar aproximativ 251 din total, sau comis pe timp de noapte cu un plus de 107 față de anul 2021. Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale privitoare la liniștea și ordinea publică în spațiul public s-au comis în zona centrală a municipiului Suceava, în preajma localurilor. Apoi sunt urmate de Parcul Cetății, cartierele George Enescu, Zamca, Opcin, Burdujen și Țcani, cât și de Centrul Comercial Bazar. În 2022, cele mai multe infracțiuni sesizate pe teritoriul municipiului Suceava au fost cele de furt din autoturism turisme, societăți comerciale și din locuințe, acestea fiind comise în special în cea de-a doua parte a zilei și pe timpul nopții în cartierele Budujeni, Opcin, Zamca, Georgenescu, dar și în zona centrală. Potrivit informării, în reședința de județ sunt identificate și alte locuri și medii în care s-au înregistrat și pot fi comise infracțiuni sau alte fapte antisociale, cum ar fi centrele comerciale sau super și hipermarketurile, piețele agroalimentare, parcul din Ițcani, restaurantele, hotelurile, căminele Universitate Universității Ștefan cel Mare și ale colegiilor naționale, precum și blocurile de garsoniere de pe străzile muncii, tineretului Jean Bart, Lazervicol și Corneliu Coposu. Faptele de încălcare a normelor legale privind liniștea și ordinea publică sunt comise de regulă seara și pe timpul nopții, ca urmare a unor certuri în familie, scandaluri în baruri și în stradă, la ieșirea tinerilor din cluburi și discoteci, dar și în zona blocurilor, unde se adună tinerii, consumă băuturi alcoolice și tulbură liniștea locatarilor prin strigăte și larmă. Se subliniază în proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică în municipiul Suceava în anul 2023.